Salut, prieteni! Eu sunt Cătălin și astăzi am să vă vorbesc despre vulpi. Vulpea este un mamifer omnivor, de dimensiune mică spre medie, încadrat în familia canide, alături de lup, câine, șacal și enot. Vulpea este mai mică decât câinele obișnuit și evident mai mică decât lupul. Are între 7 și 10 kg. Corpul are sub 1 metru lungime, iar coada stufoasă între 30 și 40 de centimetri. În lume există 21 de specii de vulpi. Ele trăiesc în multe locuri pe pământ, chiar și la polul nord. Blănurile vulpilor arctice le pot ține de cald și la temperaturi de minus 70 de grade. Culoarea blănii depinde de la o specie la alta în roșcat, argintiu, gri, alb sau maroniu. Au auzul extrem de dezvoltat, putând să audă și prada subterană. Vulpile pot sări 1 metru în aer și pot săpa 1 metru în zăpadă pentru a prinde șoareci. Detectează prada chiar și fără să o vadă, după miros și sunet, dar nu aleargă după ea, ci sare asupra sa cu labele din față. Vulpea este în special carnivoră, hrănindu-se cu iepuri, veverițe, păsări, șoareci, dar și cu gândaci, insecte, fructe, miere, viermi sau chiar hoituri. De multe ori, vulpea ucide mai mult decât poate mânca și ce rămâne în groapă pentru mai târziu. Vulpea este un animal foarte rapid. Ea poate alerga cu 70 de km pe oră. Se pot cățăra cu ușurință în copaci. De asemenea, sunt și foarte bune notătoare. Este un prădător excelent de noapte, având o vedere nocturnă foarte bine dezvoltată. Vulpile nu mestecă hrana. În schimb, ele se folosesc de canin ca să sfâșie carnea în bucăți ușor de înghițit. Vulpile posedă un adevărat arsenal de tehnici de vânătoare, toate foarte bine puse la punct. Aceste lucruri le învață de când sunt mici. Femela dă naștere o singură dată pe an, din martie până în mai. De obicei, vin pe lume câte 5 pui, însă au fost studiate și cazuri extreme, un singur pui sau chiar 12 la o singură naștere. Puii de vulpe sunt orbi la naștere și nu pot merge, ochii lor deschizându-se după 2 săptămâni. Părinții sunt foarte grijulii cu micuții, femela este mereu în preajma puilor pentru a-i apăra, iar masculul pleacă la vânătoare pentru a asigura hrana întregii familii. Puii ies la vânătoare la vârsta de 2 luni, iar la vârsta de 7 luni părăsesc culcușul devenind independenți. Sunetul de împerechere al vulpilor este foarte strident, ascuțit și pițigăiat, uneori chiar terifiant. Vulpea este singura specie canină capabilă să-și retragă ghearele asemeni pisicilor. În plus, pupilele lor sunt verticale ca ale pisicilor, nu sunt rotunjite ca ale câinilor. Pe timpul iernii se folosesc de coadă pentru a șterge urmele pe zăpadă. Are mustăți nu doar în jurul botului, ci și pe picioare, acestea ajutându-le mai bine să-și găsească drumul înapoi. Coada le mai este utilă pentru a se înveli pe timp de iarnă și totodată pentru a comunica cu alte vulpi prin semnale. Vulpea răspândește câteva boli grave, printre care și turbarea, atât prin mușcătura directă, cât și prin intermediul păsărilor din ogradă. Trăiește în păduri, câmpii, ferme, zone urbane, adaptându-se foarte ușor la condițiile de trai, asta și datorită faptului că poate mânca aproape orice. Se pot deosebi urmele sale la sol datorită faptului că sunt în rectilinie, predeosebire de cele ale câinelui care sunt în zigzag. Prădătorii săi sunt urși, coioții, lupii, vulturii, râșii, dar și oamenii. Din păcate, așa cum se întâmplă cu multe alte animale, și vulpile sunt vânate pentru blana lor. Deși astăzi legile interzic în mare parte astfel de practici, vulpile continuă să fie ucise în scopuri comerciale. Una dintre trăsăturile care face posibilă domesticirea vulpilor este curiozitatea cu care acestea au fost înzestrate. De multe ori, ele se apropie de om și chiar leagă prietenii cu câinii sau alte animale domestice. Deși nu se întâmplă foarte des, vulpile sunt și îndrăgite animale de casă. În Rusia există singurele exemplare de vulpi complet domesticite. Rasa a fost creată începând cu anii 50, iar un astfel de exemplar costă aproximativ $8,000. În Londra trăiesc mai mult de 10.000 de vulpi, iar majoritatea locuitorilor sunt încântați de acest lucru. Există un sat în Japonia care li se permite vulpilor să facă ce doresc. Încrucișarea dintre o vulpe și un câine dă naștere la un animal numit Dox. O vulpe și-a împușcat vânătorul în Belarus. Omul încerca să omoare vulpea cu capătul puștii, dar vulpea a apăsat trăgaciul cu laba, rănindu-l pe vânător. Una dintre frumoasele povestiri din copilărie ale lui Ion Creangă este Ursul păcălit de vulpe. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like, share și subscribe. Eu sunt Cătălin și până data viitoare, numai bine!